Ce bine este când ai numărul de telefon al lui Nicu Bocancea. Ai văzut că el s-a ocupat. Haide, Nicu, vino alături de noi. Bine ai venit, Nicu. Este master florist internațional, adică totuși. Bine ai venit. Întâi, doamnele, exact. Ne pupăm noi. Nicu, explică-le, te rog, cum se face. Să știi că eu m-am uitat la decorul ăsta, mi se pare că durează o noapte întreagă să-l faci. Probabil nu e așa, dacă ești expert. Te lăsăm să cu echipa potrivită durează 20 de minute. Cât? Mă laud și eu acum. Păi nu, stai un pic, hai să deci 20 de minute ți-a luat să faci toată nebunia asta? Nu, ne-a luat vreo un sfert de oră să facem aici la voi, dar vreo o oră jumătate înainte la noi în atelier. Da, e ca și cum adun, te duci în camera copilului și iei niște elemente așa specifice. Și ce-ți mai trebuie pe lângă că asta? Că mă începe tot, deci mă, voi, trebuie să vii la noi la emisiune, ok, ce pregătim de, pentru copii? Vedeți că aici e o masă întreagă pentru copii și pe partea asta. Ceva, în primul rând, de miniatură, ceva care să fie foarte colorat, să exprime veselie. Copii să stea pe jos, să știm foarte bine că lor le place să se ridice, să se așeze, să se ridice, să se așeze și așa mai departe. Bun? Deci care sunt elementele de care avem nevoie? De exemplu, paleții ăștia? Paleții ăștia sunt foarte confortabili și sunt ok pentru mesele acestea joase pentru copii, pe care le pui pe iarbă, pui câteva perne pe lângă, o păturică peste și totul e rezolvat. Uh-huh. Costurile sunt minime, cum paleta e foarte scump. Și ca să nu se accidenteze, ai nevoie de veselă de plastic, de regulă, nu? Sau de ideal carton, ar fi de carton, de lemn, să nu fie chiar de plastic, dar pe cât posibil să nu se accidenteze. Dar acum, ai mers mai mult pe roz. Nu este cred, important nu, sau puteți să schimbăm culorile? Albastru. Nu, am mers cu culori vesele și cumva să fie imparțial, să nu supărăm nici fetele, nici băieții. Știi, am venit la o emisiune pentru copii. Așa că am mers pe un mix de culori și avem bujorii roz, dar avem delfinimul pe un mov închis, avem jucării albastre, baloane mov. Nu cred că e o problemă, nu simte nimeni aici o apartenență către fetițe și mai puțin către băieți. Da, ai folosit și alte obiecte pe lângă flori și pe lângă baloane ca să înfrumusețezi locul, ai jucăriile astea speciale pe care le-ai adus, ai niște perunțe. Colegii mei, eu le zic copiii mei, colegii mei din atelier au făcut mici cupcake-uri din flori, au făcut multe chestii atractive pentru copii. Sunt platoașe cu prăjituri de ele, sunt făcute din flori. Alea nu se mănâncă, nu? Se mănâncă? Depinde. Acum sunt și povestirile. Acum, depinde cum ți-e de foame, că dacă mă întreb pe mine, poți să mănânc într-o zi. Poți să mănânc și florile alea, dacă puțin foamiță. Dar ideal ar fi să nu lipsească, aici eu n-am putut, să nu lipsească și niște o mașină din asta cu bule de săpun, care să facă fel și fel de balonașe, la tira botez. Dar multe chestii interactive pentru copii, da? Dar, în general, tu ești adeptul petrecerilor tematice, adică, spre exemplu, dacă ziua, aniversarea pentru care tu faci un aranjament, băiețelul respectiv sau fetița are un personaj preferat, îți place să fie petrecere tematică sau îți place așa cumva să-mi vină toate dacă gusturile? Dacă mă întreb personal, mie îmi place să fie clientul fericit, adică, da. Ce cere ai fac cum ar veni, știi? Dar ideal ar fi cum am vorbit și la tine, dar petrecere tematică, dar de ce nu? Cei trei purceluși, pe cei trei purceluși mergem, dar să o facem să fie cât mai atractivă, e foarte ușor de a o transforma în kitsch și asta e ideea, cum o facem să Cum o facem să nu o transformăm în kitsch? De ce regulă trebuie să ținem cont? În primul rând de micile detalii, știi, să nu facem multitudine, dacă zici cei trei purceluși să fie peste tot, numai purceluși, știi? Mi se pare foarte amuzant când vii la o petrecere de copii și, în general, da, e normal să pui paleții ăștia pe jos, să pui niște pernuțe și vin doamnele, că na, la petrecere de copii te îmbraci tu cu ce mai frumos, cum ar fi eu astăzi, când m-am îmbrăcat în și tocuri. Și na, trebuie să te așezi la ăla micu, știi, să-i dai să mănânce și te așezi, cum faci, Nicu, iartă-mă cât îmi... Păi tu să-mi explici cum faci. Adică, cinstit, cum îi dai eu la micu, cum îi șterg eu pe ăla micu la guriță acum? Hai, nu, cred că dacă cel mic e fericit, tu n-ai nicio problemă de cum faci și cum te așezi. Învață să știa că și singur am văzut că ai adus și niște plante verzi acolo. Am adus, dar să nu lipsească niciodată și ceva verde pe lângă. Aia e. Puțin gândirea nu strică, da? Dar, în primul rând, eu sunt adeptul florilor și naturii. Și la orice masă ar trebui să fie cât mai multă vegetație și să fie cât mai natural totul. Noi îți mulțumim foarte mult pentru sfaturi. Ție ți-e ușor să vorbești, pentru că, ce să zic, ești un magician când vine vorba de flori și de decorațiuni în general și de a crea momente speciale.